Weekendul care este pe punctul să înceapă va fi unul dificil pentru anumiți nativai horoscopului european. Anumite zodii le vor da mari bătăi de cap, iar astrele vin cu o serie de recomandări în acest sens. Săgetătorii, capricornii și scorpionii le vor da mari bătăi de cap apropiaților și cunoscuților în perioada următoare. Săgetători, pentru acești nativi urmează o perioadă extrem de iar din cauza problemelor personale vor începe să-și verse nervii pe persoanele ce îi înconjoară. Este recomandat pentru săgetători să fie mult mai atenți la acțiunile pe care le desfășoară și să gândească de două ori înainte de a scoate pe gură cuvinte care îi pot răni pe cei din jur. De asemenea, cum perioada următoare nu va fi una favorabilă pentru ei, ar trebui să înceapă să lucreze la anumite aspecte care le pun bețe în roate. Capricorn, născuți ca fiind veșnic nemulțumiți de viața pe care o au, lucrurile în perioada următoare nu li se vor așeza deloc. Nu pentru că ar fi ei persoane ghinioniste, ci prin simplu fapt că aleg să atragă în viața lor doar situații și oameni care nu îi avantajează. Astrele le recomandă capricornilor să fie mult mai atenți la comportamentul lor și să lucreze mai mult cu propria persoană. Scorpioni, acești nativi vor fi puși în fața unor situații nefavorabile din cauza anumitor acțiuni pe care le-au Fășurat în trecutul lor. Tensiunea și panica din perioada următoare nu le este favorabilă, însă va fi doar un rezultat al acțiunilor lor. Ar trebui să evite să-și mai verse nervii asupra persoanelor din jur, întrucât ele nu sunt responsabile pentru acțiunile și ieșirile lor nervoase. Perioada următoare va acționa și ca o lecție de viață pentru nativi născuți în semnul zodiacal al scorpionului. Relatează click.ro